dorește să citească din plăcere și asta încercăm să facem și pentru voi, dragi elevi, să citiți din plăcere. Numărul mare de participanți, așa cum vedeți, ne bucură pe noi toți dascălii care vă stimulăm și suntem astăzi alături de voi. Așa cum ați aflat, pentru astăzi am pregătit, povestit schițe și piese de teatru din opera lui Anton Pavlovici Cehov. Pentru început, colegele de la Liceul Taras Șevcenco, domnișoara profesoară Radiș Cristina și Valerica Duca, au pregătit, sau împreună, sau nu știu cum, împreună cu elevii, au pregătit ceva așa care să deschidă ceea ce va urma. O să vă invit să prezentați ceea ce ați reușit să citiți de când v-am invitat la această lecturiadă și ați știut tema. Eu am pregătit ceva inedit pentru voi și am să lecturez pe metoda predicției, o știți și de la clasă, și am spus că acum, pentru că o să ne oprim foarte mult la proza scurtă și ne permite să facem, să facem asta. Eu vă spun sincer că am citit mult din Cehov, dar zilele acestea mi-a făcut o plăcere extraordinară să-l recitesc și m-am amuzat copios și de mult nu m-am mai gândit la acele personaje tip din lumea mică, lumea celor mărunți. Și e foarte interesant, o să vedeți, după ce vom caracteriza mai multe personaje din schițele și povestirile pe care le vom aminti astăzi aici. Eu am adus din biblioteca mea cele trei volume din Cehov, iată. Mai am aici în mână Livada cu vișini, da? O piesă de teatru. Bibliotecara noastră a găsit în biblioteca noastră Cehov, cum se numește volumul? Da, un impresar cu divan. Mai are cineva volume? Mai are cineva vreun volum? Ce ai, Loredana? Schițe și nuvele. Brigita, nuvele. Are cineva un volum de piese de teatru? Eu. Da? Are piese de teatru. Pescărușul, dar are mai multe piese de teatru. Așa. O să revenim și asupra teatrului. Îi salutăm și pe cei de la Colegiul Național Dragoș Vodă. Puteți să veniți să stați și cu noi dacă aveți bruci după modelul meu aici. Și chiar putem încheia și cercul. Pentru început, o rog pe domnișoara profesoară să le prezinte ceea ce a pregătit și, pe urmă, avem și alte surprize pentru voi. Vă rog, domnișoara profesoară, o să stingem lumina numai prima parte, până ne uităm puțin la... Câteva date. Da, câteva date despre Anton Pavlovici Cehov. Anton Pavlovici Cehov. Data nașterii. 17 ianuarie 1860. Locul nașterii. Taganrog, Imperiul Rus, decedat la 2 iulie 1904. Cehov s-a născut la Taganrog, un oraș de la Marea Azov, între 1867 și 1879, face studii primare și secundare în orașul natal. Frecventează teatru și conduce o revistă a elevilor. După fuga tatălui său la Moscova, este nevoit să acorde meditații. În 1879 începe studii de medicină la Moscova și își ajută financiar familia publicând în reviste umoristice. După absolvirea facultății, în 1884 profesează în jurul Moscovei. În 1886 începe colaborarea la revista Novoia Vremea, Timpuri Noi, condusă de Alexei Suvorin, cel ce îi va fi editor. În această perioadă publică proză, lucrând și la piesele sale de teatru. În timpul voiajului în Italia, din 1894, starea sănătății sale se înrăutățește. În 1896 îl cunoaște pe Constantin Stanislavski, care îi va regiza piesele de teatru. În 1897 este spitalizat, atins fiind de tuberculoză pulmonară. Între 1897 și 1901, piesele sale de teatru, Unchiul Vania, Trei surori, sunt publicate și reprezentate. În 1901 se căsătorește cu actrița Olga Knipper, 1868-1959.
În 1903 finalizează piesa Livada de Liși. În 1904, boala îi se agravează și la 2 iulie moare în sanatoriul de la Bradenwell în Germania. Abordarea dramaturgiei a fost marcată de o deziluzie. Aflat pe proprietatea sa de la Melikovo, în apropierea de Moscova, a început să scrie în 1894 piesa Pescărușul. Premiera a avut loc la 17 octombrie 1896 la Teatru Alexandrenski din Sankt Petersburg și a fost un fiasco. Cehov s-a hotărât să renunțe la dramaturgie. Impresionat însă de piesă, directorul teatrului Vladimir Nemirovici Danchenko l-a convins pe Stanislavski să o regizeze la Teatrul de Artă din Moscova în 1898. Noua viziune regizorală, care a accentuat realismul psihologic al textului, l-a impus definitiv pe autor. Teatrul moscovit i-a comandat alte piese, printre care Unchiul Vania, pe care Cehov o terminase în 1896, și Livada de Vișin, succesul s-a amplificat odată cu trecerea timpului. La premiera piesei Livada de Vișin, care a avut loc în anul morții autorului, ovațiile entuziaste ale publicului marcau celebritatea scriitorului, prețuirea lui de către publicul rus. Operă teatru. Platonov, sau piesă fără titlu, asupra efectelor nocive ale tutunului, Cântecul lebedei, piesă într-un act, Ivanov, Ursul, comedie într-un act, Cererea în căsătorie, Tragedia fără voie, Nunta, Demonul pădurii, Jubileul, Pescărușul, Unchiul Vania, Trei surori, Livada cu vișii. Povestire. Moartea unui slujbaș, Grasul și slabul, Stridiile, Cameleonul, Masca, Vânătorii, Sergentul Plibiscev, Grișa, Acasă, Sirena, Caștanca, Stepa, Salonul numărul 6, Călugurul negru, Vioara lui Rothschild, Ordinul Ana, Casa cu mezanin, Mujicii, Omul în carapace, Doamna cu cățelul, Arhiereul și Logodnica. Nuvele. Drama la vânătoare, Hibritul suedez, Stepa, Un duel, Trei ani, Viața mea. Știțe umoristice. Povestirile Melpomenei, Povestiri pestrițe. Da, poate ne oprim aici, este suficient că dacă ne ajunge timpul și ne permite timpul, o să vedem și mai mult, dar ne-am familiarizat cu opera lui Cehov. Multe din aceste titluri le aveți și pe fluturașii pe care i-ați primit, așa i-ați observat. Doamna profesoară Sofiuța, ați scris și în limba rusă pentru cei care cunoașteți, să știți și titlul în original, da? Dacă este cineva care a citit din titlurile pe care le-ați observat sau alte titluri. Cine sparge gheața? Cine vrea să povestească ceva? O povestioară, o schiță, să vedea ce v-a impresionat, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, de ce v-a plăcut, să vedem. Și ce ați recomandat, dacă ați recomandat, să fie citit Cehov. Da, Silvia. Da. Eu am citit povestirea Moartea unui slujbaș. Este o dramă, pentru că până la urmă, de fapt, moare. Dar are o notă comediantă, deci umoristică. Este foarte hazlie. Da, pentru că povestește-ne pe scurt, ca să înțeleagă și ceilalți care n-au citit. Da. Deci, este vorba despre un domn care merge la cinema. Acesta privește filmul și, la un moment dat, strănută. Și când se uită mai atent în fața lui, stătea, de fapt, șeful său. Și acesta este strănută pe chelie. Și este foarte dezamăgit de ceea ce a făcut și își pune foarte multe semne de întrebare dacă s-a supărat. Și atât de mult își cere scuze de la el, încât șeful lui deja se enervează și spune, lasă-mă în pace, nu mă mai întreba. Ți-am spus că nu a fost nimic. Însă acesta nu vrea să creadă. Tot crede că este foarte supărat și că a făcut ceva foarte rău și merge și caută la birou. Acesta îl scoate afară, deja el fiind scos din minți de aceeași întrebare pe care el nici măcar nu a observat că de fapt l-a strănutat.
Și când îl scoate afară, acesta nu mai face infart din cauza supărării. Pentru că el s-a preocupat foarte mult de aceasta. Da. Și aș recomanda-o. Este scurtă și este foarte ușoară. Da. Ai învățat ceva din a avut un mesaj educativ. Da. Dacă cineva îți spune oprește-te la un moment dat, poți să mai continui eventual o dată pentru cei care sunt așa încăpățânați ca și mine. Și dacă deja din nou nu mai merge, lasă baltă. Da. De data aceasta era vorba despre scuze. Deci da. Așa de mult și-a cerut scuze, încât l-am nebunit pe cel pe căruia i-a cerut de ori scuze. Până la urmă, remușcarea pe care a avut-o slujbașul, pentru că totuși era șeful lui și i s-a întâmplat, dar de fapt strănutul este un act sau pe care nu-l putem controla, așa-i? Și, de fapt, nici n-avea de ce să se scuze, că oricine știe că dacă strănuți, strănuți că așa-ți vine. Din reflex și... I-a venit să strănute, era în tipul unui spectacol. Domnul din fața lui chiar avea titlu de general, din câte mi-aduc eu aminte. Și, vai de mine, eu un slujbaș să scuip pe chelia generalului, vai de mine, și în tiplu unui spectacol. Sigur că slujbașul n-a mai văzut spectacolul, că era preocupat de ceea ce i s-a întâmplat. S-a dus acasă, n-a putut dormi, că l-a obsedat, că vai de mine, nu m-a iertat generalul, deși mi-am cerut scuze de atâtea ori, uite, nu m-a iertat. Și a doua zi s-a dus la serviciu și i-a cerut și acolo scuze. Când l-a văzut generalul, vă dați seama ce nervi l-au apucat. Culmea este, se termină că de atâta, fiindcă și-a asumat atât de tare ceea ce i s-a întâmplat, slujbașul nostru moare. Și se numește schița Moartea unui slujbaș. Da, ne gândim că e doar o schiță, nu s-a întâmplat așa în realitate, dar iată că nici scuzele prea multe sunt întotdeauna foarte, foarte bune. Da. Ați mai întâlnit undeva așa o schiță care să scoată în evidență un fapt neînsemnat la prima vedere ce i-a strănuți? Și până la urmă ați văzut ce amploare a luat, da? Altcineva, altă schiță, da, ne și amuză, pe de altă parte ne dă un prilej de a medita la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și a relației noastre slujbaș superior. Da, omul superior e în grad. Cine mai vrea? Cine a mai citit? Și dacă nu vreți să povestiți, spuneți titluri, dacă ați citit. Haideți. Lore, ai reușit să citești? Una mică, acolo da, din volum? Da, locuință fără aprave, chirurgie, da. Sincer, pe mine nu m-a atras. Nu te-a atras pe tine, da. De ce? Ți s-au părut cum? Nu este genul meu și mi s-a părut multe lucruri banale, dar totuși prezentate într-o oarecare măsură. Da. Îmi place că ai spus banale. Da, reținem și o să vedem la final. Banale, da. Bun, cine a mai citit? Brigita, ai reușit măcar una scurtă? Am citit masca și strigul. Masca? Nu ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut, dar n-am înțeles, nu știu. N-am înțeles să trag o concluzie din tot conflictul între intelectuali și... Da. Vorba valorilor, lucruri banale care iau amploare mai. Da. Poate că trebuie să citim mai mult ca să înțelegem. Vedeți că nu sunteți obișnuiți deloc cu opera lui Cehov și cu astfel de opere. Da. Că programa școlară prevede cu totul alte opere literare și nu poți să decodezi sau chiar să receptezi opera dacă nu ești pregătit. E ca și cum mergem la operetă și... Da. Prima oară e greu să înțelegem ce se petrece pe scenă. Da. Trebuie să mai citim concluzia mea, asta este, da. Da. Cine mai vrea? Haideți, să vedem, Sebora. Am citit pentru Leric și Bucurie. Da. Vrei să le povestești una? Vreau să pun în impresie. Așa, te rog. Pentru Leric mi s-a părut haioasă și chiar am râs. Bucurie mi s-a părut așa... banală, pentru că un personaj s-a bucurat că a apărut într-un ziar și, de fapt, a făcut o prostie. Și a sperat cum să fie scris în ziar. Da. Deci, la bucurie. Să vedeți și titlul, dacă e sau nu simbolic sau e ironic. Mi-amintesc, să mă corectez dacă nu mi-aduc aminte, că am citit în studenție bucurie, să văd dacă mi-amintesc exact ce era. Într-o noapte,
dintre băieții unei familii vine noaptea destul de târziu, toată familia deja dormea. Vine mamă, tată, frat, suror, treziți-vă, treziți-vă, vai, mi s-a întâmplat o chestie extraordinară. Toată familia se trezește, toți foarte curioși, vai de mine, dar ce s-a întâmplat că trebuie să ne trezești în doiul nopții? Zice, am avut o altercație cu cineva și zice, acest fapt a fost consemnat în ziarul local. Și uitați-vă, am apărut în ziar! Asta era bucuria lui, da. Și nu gustați ironia autorului. Iată, da. Altcineva? Cine vrea? Raluca. Am citit o propunere și scria subtitlul pentru domnișoare și mă gândesc că una, probabil e interesant. Și spunea acolo că un domn a mers la o prințesă din ținut și era cum să nu îndrăgești prințesa și cum să nu iubești cu râse, cu râie, te dădea gata și cu privirea ei și cu ușa și el s-a dus la ea și face, nu vă supărați, prințesă, am o rugăminte la dumneavoastră și dacă nu, dacă mă refuzați, viața mea nu o să mai aibă sens și mi-aș dori foarte mult să acceptați propunerea mea și de când v-am văzut, s-a trezit în mine o dorință irezistibilă să vă spun și mi-aș dori foarte mult să acceptați și prințesa stă pe gânduri și face, nu, spune, cu ce te pot ajuta? Face, știți, moșia mea lângă dumneavoastră și eu sunt foarte bogat și dumneavoastră sunteți prințesă și m-ați ajutat foarte mult cu, dacă mi-ați acceptat propunerea. Stă o prințesă, se gândește, se uită la el. Bine, fă-ți curaj și spune-mi ce vrei să-mi spui. Și face, nu vă supărați, dar ce spuneți dacă am construit o fabrică de topit slănină pe moșia noastră, am îndurăt. Și am început să râd că mă gândeam că o să ceară în căsătorie sau să spună că e îndrăgostit de ea și el să topim slănină pe amândouă moșii. Bine. Da. Amuzantă, te-a amuzat, da. Te-ai relaxat citind-o, da. Pentru o clipă ai uitat de cotidian și te-ai relaxat, da. Cine mai vrea? Eu vreau să vă citesc o schiță, dacă aveți răbdare. Pe metoda predicție, este aici unul din l-am pregătit. Mi s-a părut, am citit și eu mai multe și chiar mă gândeam ce anume să vă citesc din cele multe pe care aș fi vrut să vi le citesc. Iată, de exemplu, mi-am pus și la Vanca, un băiețaș care îi scrie bunicului său, mă rog, prin chinurile prin care trece la familia la care a ajuns să lucreze ca un mic slujnic, așa, adică servitor, așa. Și scrie tot timpul ca un jurnal și în final scrie pe plic bunicului meu, virgulă, din satul meu natal. Și pune la poștă. Da. Așa. Da, am mai pus la... Cum au stat de vorbă un om beat și un drac treaz, și asta este teribilă, foarte scurtă, dar știi ce este un contrabas, așa-i? Un contrabas. Așa, mamă, ca un violoncel și se cântă la... vreau să mă ajutați ca să fie interesantă predicția voastră. Muzicantul Smâcicov, Smâcicov vine de la smâcica, care înseamnă vioară în rusă. Smâcicov, deci și numele lui este simbolic, da? Smâcicov, da. Se ducea afară din oraș la vila prințului Bibulov, unde era să aibă loc o serată cu muzică și dans, cu prilejul unei logodne. Pe spatele lui se odihnea într-o cutie de piele un contrabas uriaș. Smâcicov mergea pe malul unui râu, da? Nu tocmai impunător, dar foarte poetic, care își rostogolea la vale apele răcoroase. Ce-ar fi să mă scalzi? Își zice Smâcicov. Ce credeți că se întâmplă? Deci, el cu contrabasul în spate, foarte cald, și trece pe lângă un râu. Și îi vine ideea, ce-ar fi să mă scalzi? Ce ziceți? Se scaldă? Nu se scaldă? Da. Se scaldă, se scaldă. Da, să vedem ce se întâmplă. Fără să mai stea mult pe gânduri, se dezbracă și afundă trupul în undele îmbietoare. Era o seară neasemuit de fumoasă. Sufletul poetic al lui Smâcicov începea să se acorda cu armonia lumii înconjurătoare. Dar cine ar putea să spună ce sentimente dulce umplu inima când
Depărtându-se not vreo 100 de pași mai la vale, văzu o fată frumoasă, stând pe malul înalt și pescuind. Smâcicov simți că îi se oprește resuflarea și înfremâni, năpătit de fel de fel de sentimente, amintiri din copilărie, nostalgia trecutului, iubirea care se trezea, Doamne, și el care credea că nu mai e în stare să iubească. După ce își pierduse încrederea în oameni, scumpa lui soție fugise cu fagotistul Sobachin, care era prieten, își simțea sufletul pustiu și ajunsese mizantrop. Ce e viața? Se întrebase. Și nu numai odată. Pentru ce trăim? Nu, viața nu e decât o poveste, un vis, o iluzie. Ce credeți că se întâmplă? Ce fericit era și merita la iubire și fal merită să iubești în viață. Și o văzuse și pe femeia aceea frumoasă care pescuia la malul. Și începe și să plouă. Și începe și să plouă. Hai să vedem ce se întâmplă. Da. Dar acum, în fața frumoasei adormite, nu era greu să-și dea seama că dormea, simțit deodată în piept, fără voia lui, ceva ce semăna a dragoste. Și rămase mult timp acolo, sorbind-o pe față din copt. Ei, destulă, își zise el, oftând adânc. Adio, încântătoare vedenie, e timpul să mă duc la bal, la luminăția sa. Mai aruncă o privire frumoasei lui și era gata să plece în not, îndărât, când îi veni o idee. Ce idee vine? Să-i cânte. Să-i cânte cu, la contrabas. Să ce? Să vedem. Mai ziceți o predicție. Oare ce? O cerere nevastă. O cerere nevastă, așa dintr-o dată. Ce? Ce-ar fi să-i las o amintire? Se gândi. De pildă, să-i anunț ceva în mândiță, o surpriză de la un necunoscut. Și Smâcicov se apropie încet de mal, culege un buchet de flori, apă, flori de câmp, îi prinde așa cu un fir de logodă și îl agață de undiță. Ce credeți că se întâmplă? Bărbatul se dusese, pusese buchetul la fund, trăgând după el și pluta cea frumoasă. Ce credeți că se întâmplă? Se trezește sau nu frumoasa? Da. Are vreun efect? Surpriza lui sau nu? Da. Aștept predicții. Hai, imaginați-vă ce se întâmplă. Se trezește și începe să caute pe cel care i-a lăsat tablou. Da. Se întâmplă așa că destinul autorului e neînduplecat. Datorită unor împrejurări străine de voința lui, romanul nu se termină cu buchetul. Împotriva rațiunii și a legilor firii, sărmanul, umilul contrabasist, fără niciun titlu de noblețe, va trebui să joace un rol de seamă în viața fetei celei nobile, bogate și frumoase. Când se întoarce la mal, ce crezi că se întâmplă? Smâcicov rămase încremenit. Hainele lui nu mai erau acolo. Ile furaseră, nu se știe cine. În timp ce el admira pe frumoasa necunoscută, răufăcătorii îi luaseră tot, luându-i numai contrabasul și jobenul. Blestem, zice el. O, oameni zămisliți din șarpe, nu mă revoltă atât faptul că m-au lăsat fără haine. Dar, în felul acesta, cum o să apar eu acolo, la petrecerea de logodnă la care trebuia să ajungă? Se așează pe cutia cu contrabasul, el dezbrăcat. Ce credeți că se întâmplă? Acum vă povestesc pe scurt că sar peste pasaj. Ce credeți că se întâmplă? Se întâmplă așa că zice, da, ce să mă fac acum? Cu contrabasul în spate, el dezbrăcat, vede un podeț și zice, vai de mine, da, ce să fac? Acum n-am cum. Aștept până se înserează și mă duc acolo și mă ascund sub podeț. Când se trezește frumoasa de pe mal, zice, vai de mine, am prins ceva și începe să tragă de umbrită și trage și trage. Zice, acum este cât colo. Vede și ea că nu poate să scoată. E ceva foarte puternic. Acolo, prins, bine, n-a zice, acum am prins și eu ceva. Se dezbracă și zice, trebuie să mă arunc în apă. Că n-am cum să văd ce e acolo, că uite, nu pot să scot cuvința. Își dă hainele jos, se aruncă în apă,
până reușește să vadă ce e și mai și descoperă că era de fapt un buchet cu flori de câmp, ce credeți că se întâmplă? Aceiași moți care au pe magul apei, îi fură și hainele. Vai de mine, ce mă fac? Uite că acum e petrecerea de logodnă, logodna mea, ce mă fac? Ce credeți că se întâmplă? Da, acum vreau să preziceți. Mergeți sub podeț? Gabi, ce zici? Da, se întâlnesc. Ce mai... Merge ea dezbrăcată acasă, ziceți și voi o predicție. George, ce zici că se întâmplă? Sunt prinși și se interpretează greșit. Raluca, ce zici, Raluca? Raluca? Mă gândeam că... Nu știu, spune ceva frunze și fuge până acasă. Da, interesantă predicție. Mai la cineva? Hai, da. Vă e fomică acum, de-aia n-aveți imaginație. Ei, prima predicție a Silviei este cea mai apropiată de realitate. Într-adevăr, vede și ea podețul și repede sub podeț. Când ajunge acolo, îl vede pe contrabasistul nostru dezbrăcat. Leșină! Leșină! Ce să se... Oi, dă ăsta repede două palme și spune-l, hai, nu te speria, că uite, zice, eu încerc să te ajut. Cum credeți că o ajută? Cum o ajută? Îi dă contrabasul? Da, ce ziceți? Mă rog, ea explică că, uite, și eu trebuia să mă duc acolo la logodnă, trebuia să cânt, ea îi spune că, uite, eu sunt așa logodnica, de fapt, zice, uite, am eu o idee. Scot contrabasul din cutia de contrabas și zice, te pui acolo în contrabas, închide cutia și zice, eu, uite, te duc până acolo ca să fii acolo. Ei, scoate ea contrabasul și o duce greu asta în spate, așa, și pe drum, ce credeți că se întâmplă? Acum trebuie să vă citesc. Ce credeți, ziceți, faceți predicția, să vedem ce credeți că se întâmplă. Bun, vă citesc. Deci, zicând așa, Smâcicov scoase contrabasul din cutie, câteva clipe a avut impresia că cedând cutia își profanase însăși arta lui de sfântă. Dar impresia aceasta nu ținu mult. Fata se culcă în cutie și se făcu gem, iar el, strângând curelele, se bucură că natura îl înzestrase cu o minte atât de ageră. Că aici să fiți foarte atenți că o să vă întreb la final cât de ageră era mintea contrabasistului. Iată, acum nu mă mai vedeți, domniță, zise el. Deci, ca să rezolve problema, ideea era să nu se vadă ca să nu mai leșine, că amândoi erau dezbrăcați și atunci o pune pe alt contrabas ca să nu mai vadă domnița, să nu-l vadă pe el, știți? Stați culcată acolo și fiți liniștită. Când s-o întuneca, o să vă duc în casa părinților dumneavoastră. Cât despre contrabas, pot să mi-l las și să vin după el mai târziu. Ei, când se făcu întuneric, Smâcicov luă pe umăr cutia cu fata cea frumoasă și se îndreptă spre vila Bibulov. Își făcuse un plan să ajungă acolo cel din tăie în casă și-și facă rost de haine, iar după aceea să-și urmeze drumul. Tot răul spre bine, zicea el, stârnind praful drumului cu picioare goale și învoindu-se sub povară. Nu mai încica pe îndoială că Bibulov o să mă recompenseze cu dărnicie pentru râvna cu care am ajutat-o pe principesă în împrejurarea de față. Stați bine, domniță? O întrebare el cu tonul unui... nu prea văd să citesc, că e foarte șters Ibeche cartea. Care face o invitație la cadril. Binevoiți, am vă sfii și nu vă... vă instala în cutia mea ca la dumneavoastră acasă. Deodată... Lui Smâcicov cel galant, îi se pare că înaintea lui mergeau, învăluite în întuneric, două umbre omenești. Uitându-se mai bine, se încredință că nu era o simplă iluzie. Cele două umbre mergeau cu adevărat, ba chiar, duceau în brațe niște boccele. N-ar fi cumva hoții, îi fulgeră prin gând. Parcă duc ceva cu ei, fără îndoială că-s hainele noastre. Smâcicov lăsă cutia pe marginea drumului și plecă după umbre. Stai, zică el, pune-ți mâna pe ei. Cele două umbre împarțeră capul și văzând că erau urmărite, o luară la picior. Prin
principe s-a auzit încă mult timp tropotul grăbit de pași și strigă, stai! În cele din urmă, topul anunți. Smâcicov se luă cu urmărirea poților și fără îndoială că principesa ar fi rămas să zacă cine știe cât pe marginea drumului dacă n-ar fi intervenit jocul fericit al întâmplării. Tocmai atunci se nimeri să treacă pe drum prietenii lui Smâcicov, flautistul și clarinetistul, care se duceau și ei tot la vila lui Bibulov, găsind cutia, cei doi se uitară mirați unul la altul, desfăcându-și prațele a nedumerire. Ia te uită, un contrabas! Strigă unul din ei. Ei, dar ăsta e contrabasul lui Smâcicov al nostru. Cum de a ajuns aici? Fără îndoială că i s-a întâmplat ceva lui Smâcicov. Ori s-a îmbătat, ori l-au jefuit. În orice caz, nu putem lăsa contrabasul în drum. Trebuie să-l luăm cu noi. Luară în spinare cutia și muzicanții își căutară de drum. Ei, al dracului de greu contrabasul acesta. Pentru nimic în lume nu m-aș prinde, zice, să cânt la o madahală ca asta. Uf, ce credeți că se întâmplă? Se întoarce? Cine se întoarce? Contrabasistul? Crede că i-au furat și cutia, da. Ce credeți că se întâmplă? Ajungând la vila prințului Bibulov, muzicanții lăsară cutia în locul rezervat pentru orchestră și se duseră la bufet. În vremea asta, la vilă, începuseră să se aprindă candelabrele și lămpile de perete. Logodnicul, consilierul de curte, funcționar la departamentul căilor de comunicații, un bărbat frumos și simpatic, stătea în mijlocul salonului cu mâinile în buzunare și discuta cu contele Șcalicov. Vorbeau despre muzică. Când eram la Neapole, zicea, am cunoscut personal un muzicant care literalmente făcea minuni și nu o să mă crezi, la contrabas, la cel mai banal contrabas. Scotea din el niște triluri așa de îndrăcite că rămâneai de-a dreptul trăznit. Cânta valsul de Strauss. Asta e prea din calea afară. Nu se poate, își arăta îndoiala cortele. Te rog să mă crezi. Executa chiar și rapsodia lui Liszt. Am stat cu el în aceeași cameră de hotel și neavând ce face, am învățat și eu să cânt rapsodia lui Liszt la contrabas. Rapsodia lui Liszt? Glumești! Nu mă crezi? Îți dovedesc imediat! Hai cu mine la orchestră! Logodnicul și contele se îndreptare spre orchestră. Ajungând lângă contrabas, începură să-i desfacă grăbiți curelele și grozăvie. Iar acum, în timp ce cititorul, dând frâu slobod imaginației, își închipuie care a fost urmarea acestei dispute muzicale, să ne întoarcem la Smâcicov. Neputând să-i ajungă pe hoț, venind înapoi la locul unde își lăsase cutia. Însă, bietul nu-și mai găsi neprețuita povară. Nu știa ce să creadă. Trecur de câteva ori înainte și îndărât și negăsind nimic, se gândi că, fără îndoială, o luase pe alt drum. Și Smâcicov umblă pe drumuri căutându-și cutia până târziu de miezul nopții, până la urmă istovit se întoarce sub podeț. Am să o caut mâine, în zor de zi, se hotără el, dar nici în zor de zi nu găsi nimic, așa că trebuie să aștepte sub pod căderea nopții. Am să o găsesc, bolborosea el, scoțându-și jobenul și luându-se cu mâinile de păr. Dar fi să caut un an și tot am să o găsesc. Epilog. Țăranii din prin partea locului mai povestesc și astăzi că uneori noaptea se vede umblând în jurul podețului un om în pielea goală, cu părul lung, lung și cu un joben pe cap, iar de sub podeț se aude din când în când un schijăt răgușit de contrabas. V-a plăcut? Să știți că toate sunt așa de amuzante și toate pot fi savurate. Da, dacă între timp a mai prins cineva curaj și vrea să mai povestească și o piesă de teatru, dacă știu că ați citit, mai n-aveți curajul să povestiți? Da, te rog. Nu m-am pregătit în mod deosebit. Nici nu trebuia. Nu, în sensul că nu am citit o schi
imaginit o nuvelă, dar nu pentru lectura, deci mai de mult, asta l-am descoperit eu pe Chekhov, Drama la vânătoare. Și m-a impresionat, mai ales prin faptul că, oarecum, este asemănătoare cu un roman de al celebrei scriitoare polițiste, Agatha Christie, și anume Uciderea lui Roger Ackroyd. Și am citit acel roman, iar după ce am citit nuvelea lui Chekhov, am găsit diferite similitudini, dar nu neapărat în construcția subiectului, ci în tehnica pe care o abordează Chekhov. Și de asemenea pot spune că m-a impresionat această tehnică și deși, mai nu știu, să încep prin povestirea... Un rezumat tu poți, ca să știm despre ce vorba. Pe scurt, ce-am spus trecerea redacția unei celebre gazete din Moscova, la care un fost judecător apare în dorința de a-i fi publicată nuvela. De altfel, acesta insistă la editorul gazetei respective, spunându-i că are necesită urgent o anumită sumă de bani în vederea publicării, după publicarea acestei nuvele, în pofida bijuteriilor pe care acestea le poartă. Și în urma insistențelor judecătorului, editorul hotărăște să o publice, să o citească, spunându-i că nu are de ce să revină înainte de 3 luni de după citirea de către editora nuvele. Și începe editorul să o citească, devenind astfel un fel de narator, personajul în prima parte a istoriei sale. Cadrul este unul preferat de Chekhov, în cadrul provincial, și de asemenea abordează, cum spunea de aici o colegă, abordează o temă banală. De altfel, în aceasta constă toată supremația scriitorului Chekhov, în a aborda o sumedenie de teme banale, de la cele care se găsesc în scrisele sale, aici amintind de toate pregăturile dinainte anunții, de amanții secreți, sau de relațiile conflictuale și controversate dintre membrii. Și de altfel și în această nuvelă regăsim toate aceste teme. O domnișoară dornică să avanseze pe scara socială, care s-a murit cu administratorul unui conte. De altfel, îndrăgostită fiind de acel cămușe, judecătorul care solicită la începutul nuvelei citirea de sale. Și toate celelalte teme care se găsesc în scrierile lui Chekhov. Astfel, în cele două parte capătă forma unei narațiuni în dramă, narațiune în narațiune. Și în aceasta constă și măreția sau importanța specială a naratorului, pentru că, bineînțeles, se petrec la un film organizat la o vânătoare, această Olga, care ulterior își părăsește soțul administratorul contelui pentru a trăi în concubinaj chiar cu contele, îndrăgostită fiind de cămușe. La acest picnic ea merge la o plimbare în pădure, unde este și omorâtă și urmează o serie de anchete, conduse bineînțeles de cămușe, care fusese judecător. Și aici se dezvăluie superficialitatea anchetei și de altfel editorul, care devine oarecum narator în prima parte, sesizează anumite greșeli ale lui Cămușev și de altfel îl descoperă pe acest adevăratul vinovat și de fapt criminalul. Și deși unele aprecieri spun că a fost din perioada de început a scrierilor lui Chekhov, chiar dacă nu se regăsesc acele elemente de maturitate pe care mai târziu și le-a s-au relevat în celelalte scrierile sale, totuși este o nuvelă cu subtitulatura de roman și cu o construcție de roman. Un roman care se depărtează oarecum de amploarea unei simple drame. Este un roman de mister, un roman polițist și m-a interesat în mod deosebit pentru că seamănă cu romanele de la Agatha Christie. Da, mulțumim. Mulțumim, foarte interesant ceea ce ai spus și mă bucur că l-ai descoperit printr-o nuvelă, iată.
Oricum, în curând, majoritatea dintre voi, că sunt aici și fetele care participă deja de 4 ani la lecturiada aceasta, poate că e undeva penultima voastră participare, cred că o să mai apucăm una în mai, dar de 4 ani deja cred că aveți o listă destul de bogată de opere literare pe care le-ați cunoscut venind în cercul nostru, așa e? Vă sugerez, atunci când veți fi studenți și veți ajunge în orașele universitare mari, unde veți avea posibilitatea să mergeți la teatru, să știți că se joacă la noi în țară piesele lui Cehov și dacă o să auziți titlul Livada de Vișin, e absolut superbă piesa, puteți să mai vedeți Trei surori, Pescărușul și Unchiul Vania. Sunt 4 titluri mari. Nu știu, mi-a scăpat vreun titlu, dar cred că cele 4 piese eu le-am văzut și la Cluj și la București. Se joacă și în celelalte centre, bănuiesc. Deci piesele lui Cehov, să știți că sunt foarte actuale și se joacă la marile teatre. Deci, repet, Livada de Vișin, Unchiul Vania, Trei surori și Pescărușul. Dacă mai vrea între timp cineva să mai spună, să mai povestească ceva, o schiță, o povestioare, te rog. O altă povestire care m-a impresionat este Amenințarea. Unul boier îi se furase un car. A doua zi apăru în toate ziarele următorul anunț. În cazul în care calul nu va fi înapoiat, mă voi vedea senil să recurg la același măsur la care a recurs tatăl meu. Într-un caz asemănător, Amenințarea își făcu efectul, neștiind de ce anume să fie teamă, dar bănuind ceva cu adevărat cumplit. Hoțul îi se făcu frică și înapoi calul pe parcurs. Bucuros că totul se sfârșise cu bine, boierul mărturisit prietenilor lui că era foarte fericit, că nu fusese nevoit să urmeze pilda tatălui său. Dar ce a făcut tatăl dumitale? Îl întreba prietenii. Vrei să știi ce a făcut tatăl meu? Poftim, am să vă spun. Odată la un an i s-a părut calul. Neavând încotro și-a luat seaua în spinare și s-a întors acasă pe jos. Vă jur că aș fi făcut același lucru dacă hoțul n-ar fi fost atât de bun și de îndrăgostit. Da. A citit cineva Calomnia? Calomnia. Vreți să vă povestesc? Foarte pe scurt. E foarte faină și asta. Tot așa o reuniune de seară cu foarte mulți dascăli, medici, intelectuali. Se chefuia așa în mai multe saloane. Anfitrionul, gazda, merge pe la bucătărie să vadă cam cum stă bucătărea sa cu cele pregătite. Și întreabă, da, Nisetru, unde-i Nisetru? Nisetru e un pește, așa, foarte interesant ca și structură, că așa când îl vezi, duce cu gândul la originile peșterii, așa are niște zinți deasupra și foarte interesant. Un Nisetru mare. Ce-i cu Nisetru și l-ai preparat? Așa. Intră și când îl vede, face așa un fel de plosc din gura. Și când intră prietenul lui, aude exact, intră în clipa în care ăsta face și zice, ai, îți place de bucătăreasă? A, mie îmi spui, zice, uite ce bucătăreasă bine făcută. Na, faza asta, așa bine, asta glumea, cred că prietenul, sau nu știu, o să vedem în final. Se gândește gazda, cum e o fi cu scena asta, zice, mai prietenul meu, chiar a crezut că mie îmi place de bucătăreasă și ceea ce a auzit a fost un sărut din ăla așa, ca o ventuză. Se gândește, na, lasă, zice, decât să-mi aud eu vorbe, zice, mai bine mă duc la fiecare în parte și povestesc eu cum a fost faza adevărată. Și în clipa în care prietenul meu o să încerce să spună asta despre mine, toată lumea o să-i răspunde, tu te mă de aici, că nu asta e adevărul. Adevărul este cu totul altul. Și atunci merge întâi la unul mai în vârstă acolo și zice, a, uite ce mi s-a întâmplat, și zice, în timp ce făceam, zice, o intrat prietenul meu, dar de fapt nu e nimic, zice mie, nu cumva să crezi că mie îmi place de bucătăreasă. Aude discuția unui alt prieten care zice, ce spui? Despre ce vorbiți? Păi știi, uite ce mi s-a întâmplat, am intrat la bucătărie și am făcut, ce nisetru, și zice, celălalt a interpretat,
mai aude unul acolo, tot se strâng, până la urmă, din vorbă lor, până de curioasă toată lumea, ce șușoteau câte doi, câte trei, toată lumea află, de fapt, care a fost, mă rog, varianta anfitrion, gazdei. Asta se simte foarte bine, se tot uita la prietenul lui și când vorbea prietenului cu câte cineva prin salon, zice, precis îi povestește faza așa cum a văzut el și sigur deja ăla știe și o să-i spună, nu, că nu așa a fost, că îți spun eu cum a fost, că nu ăsta e adevăr. Și se termină seara și ăsta e foarte fericit că, uite, de fapt, toată lumea știe adevărul despre el, se culcă a doua zi, așa, uită despre toate, că chiar se simțea eliberat. Seara acasă vine și soția supărată. Ce? Cum? Toată lumea știe și numai eu nu știu? Păi ce știi tu? Dar zice, uite, toată lumea a știut că... Păi cum? Că... Ei, merge glonț la prietenul lui și zice, păi eu numai soției mele mi-am spus și tu te-ai dus și ai spus soției mele că... Asta zice prietenul lui, îți jur, ai cuvântul meu de onoare. Zice, dar eu am glumit, dar eu ne-am spus nimănui. Ei, stă și se gândește, oare cine, de unde e calomnia asta și cine a stăzut toată povestea asta? Asta se termină. Deci, atenție, nu e bine să spunem nici adevărul. Da, doamna profesoară Raluca Rosbă. Având în vedere că nu știu dacă o să rămân până la sfârșit, deci și este o activitate deosebit de reușită, mi-am adus aminte că în Slănție eu am citit Cehov cu foarte multă dragoste, și din cele peste 57 de schițe și novele pe care le-am studiat mai mult, am descoperit că Cehov a cunoscut foarte bine sufletul feminin. Și având în vedere că suntem în majoritate aici, fete, aș vrea să vă prezint câteva din tipurile feminine pe care le-a prezentat Cehov în schițele sale. Căci, așa cum spunea și Flaubert, Madame Bovary sunt eu, și în cazul lui Cehov întâlnim o lume de alter ego-uri, zugrăvite cu înțelegere, dragoste și fine ironie. Ceea ce aș vrea să spun de la început este că toate aceste prototipuri au ca numitor comun eșecul pe toate planurile, ratarea sentimentală sau artistică. Femeile se irosesc tragic într-o existență sterilă, sufocată de banal, visând la o posibilă eliberare. Personajele feminine din schițele și povestirile analizate stau sub semnul tragicului. Se mișcă într-o lume cenușie, uneori colorată sumbru, sub o aparentă placiditate și monotonie. Femeile nu se pot revolta, solițită de voința de a se elibera, oprită de un devotament inexplicabil pentru false valori. În primul rând este tipul cucoanelor, cuvântul având sens apropiat de cel pe care Caragiale îl dădea ironic în schițele sale. Acestea sunt ființe mediocre, dar ambițioase, ce se organizează într-un lanț al slăbiciunilor, asigurând protejaților un minim de lejeritate, în obținerea unor posturi tratate că pot fi considerate puternice. Întâlnim și câteva femei instruite care vor să muncească să realizeze ceva, dar eșuează lamentabil. De exemplu, Vera din povestirea casei este o tânără inteligentă care a călătorit mult, dar ajunsă la moșie nu poate face altceva decât să se plimbe. Din livadă în câmp și din câmp în livadă. Alte femei s-au molipsit de ideile noi și de mișcarea intelectuală la modă și de cară. Nu putem sta cu mâinile în sân. E nevoie să facem ceva. Ele se angajează în acte filantropice care nu fac altceva decât să le satisfacă orgoliul, să le aducă în viață o notă de variație, fiind snobe, irecuperabil pe plan moral. Este Vera Gavrilovna din Principesa, Natalie din Vastămea, Lida, personajul din Casa cu Mezamini. Toate personajele feminine visează la dragoste și fericire, dar puține se mărică din dragoste, ca și eroina din Profesorul de Literatură, un bărbat tânăr, frumos, îndrăgostit, dar și pe ea o eșuează Cehov într-o existență de o banalitate înspăimântătoare și descurajantă. Femeile continuă să viseze la mare iubire, chiar dacă atunci când s-au căsătorit cu un bărbat nu prea tânăr, dar cu funcții de răspundere, au declarat, nu te iubesc, dar îți voi fi o soție fidelă. Angajamentul e adesea încălcat ca în capodoperele ordinul Ana, Volodia cel Mare și Volodia cel Mic sau Doamna Cucățelului. Întâlnim de asemenea tipul soției victimă și călău, dar cel mai interesant dintre toate tipurile este femeia vampir. Natalie, personajul din nevastă, mi-a trăia și crește cu toate rudele ei pe spinarea soțului generos. La fel ca Vlasici din Vecinii, întreține la oraș o soție fidelă și cheltuitoare, care dorește și îl disprețuiește, deși pentru ea și-a sacrificat moșia. El dă și o definiție acestui tip de femeie îngrozitoare pe care o compară cu musca,
ce își depune oul pe spinarea păianjenului, dar în așa fel încât nu-l poate da jos. Larva se dezvoltă și pe urmă îi suge sângele de-a dreptul din inimă. Tot așa și femeia asta s-a agățat de mine și îmi suge sângele. Întâlnim femeia snoabă, cum este ultima mohicancă sau zvăpăiata. Zvăpăiata este o persoană suficientă, frivolă, incapabilă de iubire adevărată pentru soțul medic, un om cum se cade, devotat meseriei care se străduiește să-i ofere Olgăi o viață fără griji. Se autoiluzionează că este talentată, încurajată de bărbații care nu văd în ea decât un obiect erotic. Mimează un interes firav pentru pictură și muzică, dar e interesată, de fapt, de fauna masculină pe care o frecventează. Se poartă binevoitor cu soțul, care e un paravan pentru petrecerile cu celebrități găunoase. Femeia vrea să pară altceva, dar e ridicolă în postura de pictoriță amatoare, fără har, dar și mai ridicolă în postura de amantă înșelată. Ca și în alte povestiri, soțul acceptă, supus umilințele femeii iubite, muncind pe brânci ca să câștige bani pentru zdrențele ei. Riabovski, pictorul de care se îndrăgostește, o consideră doar o haltă în existența sa. Indiferența lui o face să sufere, dar nu conștientizează cât rău a pricinuit celor din jur. Boala și moartea soțului o desmeticesc puțin, făcându-o să-și înțeleagă ratarea ca soție și mamă. Căința târzie e semnal suferinței generate de frivolitate, de lipsa decenței, de inconștiență în cadrul mariajului, pe care l-a considerat un accesoriu al plăcerilor ei. Soțul ei, un om integru, a fost apreciat de medici și pacienți, dar după dispariția lui e regretat și de Olga Ivanovna, zvăpăiată, care rămâne singură, stigmatizată, ca autoare morală a decesului soțului ei. În concluzie, pot spune că toate personajele au vocația nefericirii. Ana Sergeevna, din Doamna cu cățelul, creionează cu tremurător trecutul, prezentul și viitorul acestor femei. N-am fost niciodată fericită, acum sunt cu totul nefericită și niciodată nu o să cunosc fericirea. O altă femeie, Natalia Vladimirovna, constată amar la sfârșitul vieții. Tot ce mi-a plăcut, tot ce m-a încântat și m-a umplut de nădejde, vuietul ploii, rostogolirea tunetului, îndemnul fericirii, vorbele de dragoste, au rămas amintiri. Chiar și atunci când își mobilizează energiile cu scopul de a-și dirija viața, de a comunica, femeile șuiază, refugiindu-se în mâhnire și singurătate. Și pentru că s-a amintit titlul Livada cu Vișin, sintagma Livada cu Vișin adăugând în sensul de loc al fericirii. Dar pentru niciuna dintre eroinele amintite până acum, această livadă nu a înflorit. Și totuși Cehov reușește să surprindă câteva povestiri, atât forța iubirii, cât și capacitatea cuplului de a iubi și de a ierta. Da. Mulțumim, doamna Bolsara. E interesant, iată, câte tipuri, câte ipostaze feminine putem întâlni în creația lui Cehov. Cine mai a mai prins curajul și una scurtă vrea să o redea? Eu atâta vă spun titlul și cu asta și finalul, dar foarte interesantă, că bănuiesc că dintre cei care ați venit și n-ați citit până azi Cehov, sper câțiva dintre voi să vă întoarceți și să doriți să citiți. E foarte amuzantă. Cum au stat de vorbă un om beat și un drac treaz. Deci ideea este că rușii știți că le place vodka și știți și bancurile, da? Cu peștișorul, cu vodka, cu... Da. Și un funcționar, că vedeți, este tipul acesta al funcționarului în opera lui Cehov, foarte bine ilustrat. Se întâlnesc ei la o vodcă și zice funcționarul, cu cine am onoarea? Păi să zice, cu dracul. Cum cu dracul? Păi da, cu diavolul. Păi, da? Da, asta deja era, nu știu, după câte voci era funcționarul. Și zice, da, stai cu mine, îmi face plăcere, chiar căutam, zice, cineva cu care să bea o vodcă. În fine, o discuție foarte interesantă despre între ei doi și așa și până la urmă zice, bea și tu un păhărel și mai bea unul și hai să mai bea unul și bea și dracul și până la urmă zice, îi toarnă dracului un păhărel de vodcă, acesta al golii se așeză amândoi la taipas. Dracul îi dezvălui toate tainele iadului. Și își deschise inima și îi se plânse de viața pe care o duce și îi plăcu atât de mult lui Lachmatov, încât acesta îl lăsă seara să vină cu el acasă și zice, hai culcă-te la mine. Și dracul se culcă în sobă și aiură toată noaptea. În zori se făcu nevăzut. Dar e foarte frumoasă. M-am citit numai finalul. E citat. Așa-i? Da. Mai vrea cineva să spună măcar un titlu să sugereze? Carapacea. Foarte pe scurt, dacă să nu citești, să redai, dacă poți. O noapte de groază. Se povestește, da, în
și a spus că viața îi se apropie de sfârșit. Și el a început să crede și el n-a știut ce să facă și a mers la un lucrase un spirit. Să cumva se dezlege toată spiritismul ăsta, să-i treacă. Și apoi până la urmă s-a dus într-un apartament și a găsit un sicriu. Sicriu, dar era gol. El văzuse ceva în sicriu, dar până la urmă era gol. Se lua la fugă, au rămas acolo și căciula și patul și n-au tupeu să se mai întoarcă. Curajul. 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 Pentru că era un sicriu. Da, era un sicriu. Și poți să întors cu încă un prieten și până la urmă am observat că era un sicriu gol. Da, veți aferia pe doamna. Da. Știu că vă grăbiți, că sunteți și după orele de curs. Știu că mulți faceți naveta și ați venit totuși. Vom finaliza, că v-am promis că nu ține mai mult de o oră. Aș vrea să spuneți câteva păreri. Ce credeți? A fost util că am făcut acest cerc astăzi aici? Care este părerea voastră? Sunt utile aceste întâlniri ale noastre în cadrul cercului de lectură? Raluca, ce zici? Deci că sunt utile prin simplul fapt că îți mai lărgești orizontul cărților care au apărut sau autorilor pe care ne-ai cunoscut până acum și pur și simplu pentru îmbogățirea ta personală, nu neapărat că ai venit ca să pentru că ai citit sau ceva, că sunt la o carte nouă sau un titlu și Silvia, mie îmi plac foarte mult aceste întâlniri pentru că noi când citim ceva, citim dintr-un anumit punct de vedere. Interpretăm după înțelesul nostru, dar așa avem ocazia să vedem părerile altora, să analizăm din alt punct de vedere ceea ce citim și, bineînțeles, să ne îmbogățim biblioteca. Da, personală, așa. Acele cărți pe care le ducem cu noi tot restul vieții. Așa-i. Cărțile de venire, da. Mai vrea să spună cineva părerea lui, cine a participat de mai multe ori. Iar pentru cei care ați venit prima oară, cine a venit pentru prima oară azi la cercul nostru de lectură? Ridicați mâna cine n-a mai fost niciodată. Da, ridicați mâna. Da. Întrebarea mea este, uite, destul de mulți, da. Mai veniți? Da, mă bucur să aud asta. Să urmăriți atunci când postez, aveți pe Facebook Lecturiada Siget și acolo vă punem afișul și tot ce se poate citi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Am mai putea să stăm până diseară, dar timpul nu ne permite. Eu vă mulțumesc din suflet și vreau să le mulțumesc și gazdelor. Și cine nu se grăbește, gazdele au pregătit niște prăjiturele.